Salut, bine ați venit la o nouă lecție de limba engleză. În lecția de astăzi vom învăța imperativul din limba engleză. The imperative in the English language. Imperativul este folosit pentru a da comenzi, sugestii, instrucțiuni, invitații și așa mai departe. La fel ca și în limba română, dacă nu spunem te rog sau please, poate fi nepoliticos. Subiectul sau persoana specificată se poate pune atât la sfârșitul cât și la începutul propoziției. Să vedem cum. Avem de exemplu verbul to go. To go înseamnă a merge sau a te duce. Ca să formăm imperativul, spunem go. Go, adică mergi, du-te. Sau go Michael, aici specificăm și persoana. Go Michael, du-te Mihai. Sau Michael go, Michael go, Mihai du-te. După cum spuneam anterior, putem schimba ordinea să punem verbul și apoi subiectul sau subiectul și apoi verbul, cum avem aici. Avem Michael go sau go Michael. Este corect în ambele variante. Ce am observat aici? Că imperativul se formează folosind verbul la infinitiv, care este to go. Asta este infinitivul. Este forma de dicționar. To go, to eat, to sleep. Și imperativul îl formăm folosind verbul fără to. Dacă avem, de exemplu, to go, spunem doar go. Este simplu, da? De exemplu, avem verbul to sleep. A dormi. La imperativ spunem pur și simplu sleep. Dormi. Sleep. Fără to sau avem verbul to run, care înseamnă a alerga. La imperativ spunem run, run, aleargă. Sau to hide, a ascunde, a te ascunde, a se ascunde. La imperativ spunem doar hide, hide, ascunde-te. Deci este foarte simplu să formăm imperativul. Avem de exemplu, verbul to eat, după cum spuneam, a mânca. La imperativ avem eat, fără tu, da? Eat, mănâncă. Eat, please. Eat, please. Mănâncă, te rog. Mănâncă, te rog. Eat, please. Aici avem forma de singular, da? Să vedem la plural. Eat. Mâncați. Ne uităm la mai multă lume și spunem eat. Mâncați. Sau eat, please. Mâncați, vă rog. Ce observăm aici? Este la fel atât la singular cât și la plural. Avem aceeași formă. Foarte, foarte simplu. Nu se schimbă nimic. It mănâncă, it mâncați. Depinde la cine ne referim când spunem acest lucru. Câteodată pentru formarea imperativului se folosește verbul to let. To let înseamnă a lăsa, dar se folosește în această formă care vedem în paranteză. Let's. Let's. Pentru verbele care acceptă această formă de construcție, let's înseamnă hai să. De exemplu, hai să ne jucăm. Let's play. Let's play. Hai să ne rugăm. Let's pray. Let's pray. Hai să mâncăm. Let's eat. Let's eat. Sau hai să dansăm. Let's dance. Let's dance. De obicei, această formă de formare a imperativului let's ne include și pe noi. Adică hai să dansăm, să dansăm noi. Hai să mergem. Let's go. Let's go. La negativ se folosește don't pentru a forma negația. Don't, do not, don't, forma prescurtată. Nu pleca, don't go, don't go, nu dansa, don't dance, don't dance, nu mânca prăjitura, don't eat the cookie, don't eat the cookie. Nu plânge Maria. Don't, don't cry Mary. Don't cry Mary. Deci, observăm ca să formăm negații, folosim negația don't. Don't go, don't dance, don't eat, don't cry. Forma verbului este aceeași. Alte exemple. Intrați. Come in. Come in. Grăbește-te. Hurry up. Hurry up. Ai grijă sau păzea. Watch out. Watch out. Îmbărbătează-te. Brace yourself. Brace yourself. Stai jos. Sit down. Sit down. Taș din gură. Shut up. Shut up. Please leave. Te rog, pleacă. Please leave. Aceasta a fost lecția de astăzi. Am învățat imperativul din limba engleză, cum să-l folosim. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, puteți să lăsați în comentarii, o să încerc să vă răspund. Dacă aveți nevoie de materiale suplimentare sau doriți cartea cu exerciții de gramatică, puteți să-mi scrieți pe e mail meu și o să încerc să vă răspund cât de repede pot. Mulțumesc, ne vedem la lecția următoare. Salut!